Concurența este mare acolo. Da. Și Giannis trebuie să impună prin jocul lui. Meciurile sunt din 3 în 3 zile, efortul este mare, cu siguranță Gerard mai și rotește o parte din jucători în funcție de formă, în funcție de starea fizică. Da. Așa este la Glasgow Rangers. Sunt 25-26 de jucători, toți de un nivel înalt. Și atunci, clar că nu poți să joci chiar meci de meci, pentru că și ceilalți sunt foarte, foarte valoroși. Și țin minte în perioada Glasgow Rangers, când eram acolo, când veneau, se întrerupea campionatul pentru echipele naționale, rămâneau 3-4 jucători la club. Erau jucători foarte importanți în perioada aceea, pe lângă tine, McGregor, Davis, Bocanegra și așa mai departe. Jelavici. Da. Lafferty. Așa, Lafferty, uitasem de-al, într-adevăr, da. Zi-mi cum sunt suporterii, cum sunt împărțiți în oraș, în Glasgow? Care echipă are mai mulți suporteri? Ca număr, nu știu care are mai mulți. Dacă vorbim de suporterii mai frumoși, da, și mai pătimași, cu siguranță sunt al lui Glasgow Rangers. Asta o spui că ai fost acolo și vrei să fii de recunoscut cu ei, sau chiar ai simțit chestia asta? Eu am simțit treaba asta și spus, tot timpul am simțit suporterii alături de noi, chiar momente mai dificile. N-aș fi crezut vreodată că un meci de Liga 4, când echipa a fost retrogradată și am jucat primele meu meciuri, pentru că am jucat vreo 4 meciuri în Liga 4 atunci, da, în Glasgow Rangers, până să mă transfer, să văd un stadion plin, Ibrox plin ochi în Liga 4 și strigau și cântau parcă de două ori, mi se părea că cântă mai tare și mai frumos ca în perioada când jucam în prima ligă. Atașamentul lor, mai ales în momentele dificile, a fost unic și n-am cum să uit aceste momente. Dorin, tu mai ții legătura cu cineva de la Rangers? Ai vorbit despre Giannis? Te-au întrebat? Nu, vis-a-vis de Giannis n-am vorbit. La Rangers, din perioada când jucam eu, a rămas doar McGregor și cu Steven Davis, care e și capitan. Da. Am avut cu Steven Davis acum vreo 2 ani de zile, ultima oară, dar acum, după perioada, n-am mai vorbit cu el. Vis-a-vis de Giannis, n-am fost sunat, n-am fost întrebat. Eu doar pot să-mi dau așa cu părerea despre el. Da. Dar, spus eu, Giannis este un jucător tânăr. Are 22 de ani, nu? Da. La vârsta lui să joci la echipă ca Glasgow Rangers, să fi trecut pe la echipe importante din Europa, să joci la echipa națională, clar că mai are nevoie de timp, dar veți vedea că Giannis Hagi peste 2-3 ani de zile va fi, să zic așa, jucătorul exponențial pentru echipa națională, cât și pentru echipa de club, unde va evolua, și sunt sigur că Giannis Hagi, la ce calități are, va ajunge să evolueze la echipe mult mai puternice în Europa. Dorin, dacă ar fi să-i dai un singur sfat scurt și la obiect lui Giannis pentru a confirma la Rangers, care ar fi acela? Eu nu permis să dau sfaturi nimănui. Giannis Hagi cu siguranță știe mai bine ce are de făcut. Cred că și trebuie să conștientizeze faptul că în țară străină nimeni nu stă după tine, nimeni nu te așteaptă. Tu depinzi numai și numai de tine, de fapt, de cum te pregătești, de cum de forma care arăți în timpul jocului pentru a te impune și a juca titular. În vestiar mai ai încă 20 de 25 de jucători, 24, care abia așteaptă momentul oportun să intre și să demonstreze că
că merită să facem primul 11 la acea echipă. Este cu tot o altă mentalitate în țările străine. Nu există jucător bucuros care stă pe banca de rezerve. Toți sunt supărați. Și atunci când au șansa să intre, trebuie să o facă la cel mai înalt nivel pentru a rămâne acolo. Da. Nici un antrenor nu este nebun să țină pe banca de rezerve un jucător care poate ajuta echipa și care are mare valoare și să fie nebun să țină pe banca de rezerve. Hai să citim repede și câteva mesaje pe care cei care ne privesc le trimit. Ciprian Sturza: aveam pe tricou scris cu pixul numărul 3 Goian, un exemplu, un idol. Respect Goian, mi-ai făcut copilăria mai frumoasă, Forța Steaua, US27. Cel mai important gol este golul de la Națională 1-0 cu Olanda, când ne-am calificat pe primul loc la Euro 2008. Victor e să ne povestească și o întâmplare amuzantă cu Magiun, dacă va rămâne timp, spune Andrei Daniel. Ai vreo... Ești ok? Da, am rămas fără baterie, doar să pun ok. Hai că te așteptăm, nicio problemă. Așa. Spune Andrei Daniel dacă ai vreo amintire amuzantă cu Magiun Barbu. Magiun Barbu, să zic așa, a fost unul din antrenorii care a contribuit enorm la ascensiunea mea. El a fost practic antrenorul care m-a luat de la Suceava, da, și m-a dus la Piatra Neamț, da, în campionament la Covasna. Da. Te-a bătut vreodată? Hai să o zicem direct. Poftim? Te-a bătut vreodată? Nu. Magiun avea momente și el era mai spurcat la gură, așa, deci n-ai scăpat nici tu de înjurături. Da, tot timpul o făcea doar spre binele tău, de a băga la cap anumite lucruri. Cum spus, mi-a influențat cariera într-un mod pozitiv și eu nu pot decât să-i mulțumesc pentru absolut totul. Știe treaba asta, m-am întâlnit cu dânsul tot timpul când avem ocazia, ne mai sunăm, ne mai vedem. Dar așa, ca întâmplări, o jurătură, alergătură foarte multă, pentru că era antrenor care punea foarte mare accent pe partea fizică și cantonamentele montane erau într-adevăr un mare chin. Da.